Bă, dacă e ceva ce am învățat în Dubai, e faptul că pot să dorm aproape oriunde. Adică din moment ce eram în șantier 6 zile pe săptămână, câte 14-15 ore pe zi, îți dai seama că eram rupt în gură de somn. Și cum prindeam moment de respiro, nu contează unde eram, în ce mașină sau sub ce macara, direct șlafă în tati. Maica adormea la comandă, în 5 secunde direct nani nani puiu mami. Acum, de cele mai multe ori, chestia asta nu era o problemă, mai ales că eu, neavând permis de conducere, stăteam de cele mai multe ori toată ziua cu muncitorii de la ramă. Și când aveam treabă, puteam să mă întind liniștit lângă buldozer, iar când aveau nevoie de mine, mă trezeau ei. Domn inginer, hai să ne dai și nouă cote. Da, lasă-mă, a, Nea Ilie, cote, da, cote, acum vă dau. Mă duceam amețit de somn, le dădeam măsura cote și apoi mă întindeam iar lângă buldozer și băgam somn, până când mă strigau iar muncitorii. Domn inginer, hai că a venit betonul. La început a fost puțin ciudat, dar după o vreme băieții deja se învățaseră cu mine. Ba chiar mă anunțau și mă acopereau când venea vreun șef pe acolo. Nea Ilie, unde-i Jimmy? A, domn inginer, e aici, domn directorie, calculează betonul. Dar eu calculam betonul sfărăind. Domn inginer, a venit Vali, șeful mare, întreabă de dumneata. Vali era directorul de lucrare sau de șantier, în fine, nu știu că la câți directori erau în firma asta, nici nu mai știu care cum era director. Ideea e că Vali ăsta era autoritatea supremă, stătea toată ziua și se învârtea prin șantier, iar seara, când noi toți eram rupți în gură de oboseală, ne băga în ședință și stabilea fiecare ce are de făcut a doua zi. În principiu era băiat de treabă, dar era foarte strict și avea niște principii de alea comuniste, gen îi spuneai: domn director, dar nu se poate cu asta, n-are precizie, trebuie să cumpărăm o prismă de aia mică. Cum o să nu se poate? Lasă-mă că se poate, ce mai dăm banii pe prismă, lasă că merge și asta. Nu, și pe lângă principiile astea comuniste, gen nu trebuie să fie bun, important e să fie ieftin, Vali avea talentul de a se certa cu toată lumea. Bă, cu toată lumea. Colun, spre exemplu, se avea la cuțite cu el, viceai că eu cu buricu. Mi-era și drag de ei. Poate să fac într-o zi o poveste cu Colun și certurile lui cu Vali, că erau prea caterincă. Nu, dar revenind la somnul de sub macara, din păcate pentru mine, nu de fiecare dată puteam să fiu acoperit de muncitori. Și asta pentru că aveam prostul obicei de a dormi fix în cele mai nepotrivite momente. Într-o zi vine Vali la mine și îmi zice: Jimmy, sună-l pe Colum să vină să te ia cu mașina, să te ducă la Borna 1 acolo să aștepți cifa de beton. Ideea era că, fiind vorba de o linie electrică, șantierul se întindea pe mai mulți kilometri. Și uneori șoferii care aduceau betonul nu știau exact unde trebuie să ajungă și trebuia să stea cineva la intrarea în șantier, să se urce în cifă și să arate aluia drumul. Nu, și în ziua aia, Vali m-a găsit pe mine că stăteam degeaba și s-a gândit să-mi dea ceva de făcut. Nu putea să mă lase să dor șol niște lângă buldozer, tu, în gură. În fine, îl sun pe Columb: bă, Columbe, o zis Vali să mă duci la Borna 1 că să aștept cifa de beton. Stai, boss, cum am de dat niște motorină la pakistanezi. Hai, mă, lasă motorina că face asta criză, mă duci pe mine și apoi te întorci la motorina ta. Pa, bine, mă, firial, dracu cu Vali al tău cu tot, hai că vin. Nu, vine Columb, mă ia cu mașina, mă duce acolo la Borna 1 unde mă las amanet, singur de nebun, să aștept cifa de beton. Îți dai seama, eu eram deja rupt în gură de somn, mă pun acolo jos pe nisip și zic: bă, n-adorm, că dacă ador și trece cifa de beton pe lângă mine, mă rupe Vali pe genunchi. În fine, după câteva minute bune, în care mă mir că n-am adormit, probabil de frica lui Vali, că altfel nu-mi explic, apare cifa de beton. Îi fac semn pakistanezului de la volan să oprească și mă urc la el în cabină, zic: hello, rog, Pakistane, go straight, then left, 5 km, I tell you. Pakistanul era: yes sir. Noi plecăm la drum, era undeva la 5-6 km până unde trebuia să toarne ăsta betonul. Bă, și cum mergea pakistanul meu agale prin deșert, cu cifa lui care se legăna ușor de, mă simțeam ca într-un leagăn de copii, ochii mei au început să iau ușor la vale. Curând eram ca un pui de la de găină care stă la soare. Bă, frate, nu mai puteam să-mi țin ochii deschiși. Zic: hai să vorbesc cu pakistanul să mai întreacă din somn. Bă, Pakistane, how is life in Pakistan? Yes sir. Nu e sir, boss, viața, life de-aia, în Pakistan, cum e life-ul? Yes sir. Zic: nu, e clar, pakistanul meu știe engleză cât știu eu arabă. N-aveam ce să vorbesc cu ăsta, că tot ce știa să zic era yes sir. În fine, mai mergem ce mai mergem și la un moment dat mi-aduc aminte că i-am zis pakistanului: left, here, go left. Yes sir. Nu, și de aici, la revedere, mi s-a rupt filmul, nu mai știu nimic. Naiene a venit pe la gene și mi-a dat ultimata, somn de voie. Habar n-am ce a făcut pakistanezul, cum a ajuns cu betonul, eu eram probabil pe plajă cu o gagică în dreapta și cu o bere în stânga. Bine, nu mi-aduc aminte ce visam, dar na, omul visează ce-i lipsește, nu? La un moment dat aud o voce care striga la mine: Sir, ce, am ajuns? Sir, finish, work, finish. Mă uit dezorientat în jur, ce miezo?
Eram la borna 1, unde așteptasem cifa de beton. Tai, samba. Nu înțelegeam ce s-a întâmplat, zic. Bă, Pakistane, deci why we are here? Concrete borna 55. Yes, sir, finish, work, finish. Ce dracu, zice asta? Mă gândeam că a greșit drumul și a ajuns cumva înapoi de unde a plecat. Mă uit la telefon, cred că aveam 10 apeluri de la Vali. Tai, samba, să vezi ce mă rupe valică. Pakistane, not good here, borna 55. Turn around, let's go, chap chap. No, sir, work finish, you go. Ce trecu, zice asta? Adică gata, finish, borna 55, finish. Yes, sir. Și ce dracu, am dormit? În fine, mă dau jos din cifă, nu de alta, dar aveam impresia că pakistanezul mai avea un pic și mă lua la bătaie. Mă uit la cifă, văd că betonul fusese turnat, dar unde? O fi ajuns ăsta unde trebuie? Bă, ce am dormit eu ca bolându. Nu și cum stăteam eu acolo și mă gândeam ce dracu s-a întâmplat, puc, sună telefonul, Vali. Tai, samba. Alo, da, domn director. Ce fă, bă, Jimmy, unde ești? Te-am sunat de 20 de ori. Sunt aici la borna 1, aștept cifa. Ce cifă, bă, că cifa a venit acum jumătate de oră. Era mersi mie zăule, deci pakistanezul a ajuns bine. Da, domn director, știu, da, a doua cifă, nu-s două cife. De unde două, bă? Una, trebuia să vii cu ea. Eu am crezut că-s două. Bă, Jimmy, dor pe tine, bă, dor pe tine. Îmi venea să-i zic, nu domn director, nu dorm pe mine, dorm în cifă, dar n-am mai zis nimic. Deci da, frate, pakistanezul a mers la borna 55, a turnat betonul și s-a întors înapoi la borna 1. Și în tot timpul ăsta nu s-a gândit să mă trezească și pe mine. Norocul meu că a ajuns unde trebuia să ajungă. Morala poveștii de azi, bă frate, atunci când vine vorba de somn, n-ai nevoie de pat și pernă. Dacă ai o macara sub care să te întinzi, o cifă de beton sau chiar nisipul ca și cerul mare deasupra capului, e mai mult decât suficient pentru un somn de voie. Bă, că mi-am adus aminte. Pul în gură pe Columb, că mereu făcea mișto de mine când dormeam. Tot felul de farse, că te-a căutat Vali, că să vezi ce te rupe acum. Odată m-a luat somnul la el în mașină și bulangiu a dat căldura la maxim. Când afară erau 50 de grade, el a dat căldura la maxim să mor dracu sufocat acolo. Dar uite că am și o filmare la asta. Vă las cu ea, te în gură, Columbe. Cheers!